O tânără de 27 de ani și-a pus la bătaie toate economiile pe care le avea pentru a-și organiza nunta fastuasă la care visa, care trebuia să aibă loc pe data de 15 septembrie. Numai că mirele n-a mai apărut în ziua evenimentului. Conform Digi24.ro, mai mult, acesta nici măcar nu a avut curajul să o anunțe pe iubita lui că o părăsește, ce a pus-o pe mama lui să-i dea vestea. Dar după șocul pe care l-a avut în prima fază, tânăra mireasă a luat o decizie cu totul neașteptată și a continuat ziua fix așa cum plănuise, dar bineînțeles fără mire și fără o ceremonie de căsătorie. Mirea s-a decis că dacă tot plătise pentru masă, fotograf și multe altele, petrecerea să aibă loc conform planului. A avut chiar și un prim dans al Miresei, numai că i-a avut ca parteneri pe frații și pe tatăl ei. Aceasta a transmis. L-am văzut pe Mire în jurul orei 16 cu o zi înainte de nuntă și de atunci nu am mai auzit de el. Am încercat să luăm legătura cu el, dar nu am primit niciun răspuns și nu mi s-a spus niciun motiv pentru care s-a răzgândit. Nu am avut nicio iar acum nici nu mai vreau pentru că totul a trecut. A fost un șoc total, nu aveam niciun indiciu că va face asta. Nu am vrut să am o amintire foarte tristă despre ziua asta, așa că am mers înainte cu planul, pentru că deja cheltuiseam toți acei bani. Tânăra a mai spus că stabilise cu iubitul ei să nu mai vorbească în seara dinainte anunții, ci să se vadă a doua zi. Dimineața când începuse să se aranjeze, unul dintre cavalerii de onoare i-a sunat o rudă și a spus că mirele dispăruse. Mi-am luat telefonul și am văzut că aveam un apel pierdut de la mama lui. Am sunat-o înapoi și a plângea. Mi-a spus că a plecat la mașină la primele ore ale dimineții și dispăruse. În acel moment, încă speram, deoarece pe tot parcursul relației noastre, el mai pleca uneori la plimbare cu mașina ca să-și limpezească gândurile. A spus tânăra. Însă cele mai negre scenarii s-au adeverit. Mireasa a văzut că toată lumea din jurul ei a început să-și facă griji pentru ea și atunci a luat decizia care a schimbat pentru a doua oară cursul acelei zile, ca nunta să aibă loc fără mire. Tânăra spune că în afara unor momente justificate de tristețe, toată lumea s-a simțit în final foarte bine, iar petrecerea a fost una foarte reușită, relatează Digi24.